Seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Petrecem Împreună. Vă mulțumim că ne sunteți alături și de această dată. Vă mulțumim pentru mesajele primite pe pagina mea de Facebook, dar și pe pagina televiziunii. Sperăm și de această dată să fim pe placul dumneavoastră, pentru că invitata mea din această ediție a venit din Dolj, din Craiova mai exact, să ne cânte și să ne cânte cu vocea dumneei minunată. A venit însoțită de grupul condus de dumneei Flori de Cântec Oltenesc și o salut cu cea mai mare plăcere pe doamna Filuța Bogdan. Bună seara, stimată doamnă, vă mulțumim tare mult că ne-ați onorat cu prezența. Vă dau și acest microfon ca să puteți să salutați pe cei de acasă. Bună seara telespectatorilor, bună seara fată frumoasă, sper să fie întâlnirea noastră de bun augur și vreau să fac o precizare, sunt doar 4 din vreo 30 de flori de cântec oltenesc pe care le am, pentru că menirea mea e să le promovez pe rând, pe rând. Și ele sunt, câteva dintre ele sunt începătoare. Sunt foarte frumoase. Bună seara, dragile mele. Sunteți fete minunate. Aveți microfon acolo? Cred că v-au dat colegii mei. Hai, sparge tu gheața. Cum te cheamă? Bună seara. Numele meu este Păinaru Ana Maria. Ana Maria, câți anișori ai tu? 14. 14 ani. Și lucrezi de cât timp lucrezi cu doamna? De o lună jumătate. Filuța. Ah, despre tine era vorba, da? Că ne spuneați da, la vreau început. Să vă spun că vine de la 80 de kilometri, de pe Valea Dunării. Doljul are subzone folclorice, este un folclor foarte variat și Valea Dunării este neexploatată și neexplorată și de pe Valea Dunării mi-am propus să scot la iveală comori. Ana Maria vine tocmai de la Moțăței. Iată că 80 de kilometri un efort și pentru ea, este. Dar și pentru părinții ei. Este. Înseamnă că ați văzut ceva în ea. Iată, ați luat-o lângă dumneavoastră în această seară. Înseamnă că ea promite mult? Da, promite. Nu neapărat mult, pentru că până la urmă, care este ideea, filozofia mea de viață? Eu le împărtășesc din experiența mea. Ei hotărăsc dacă vor face sau nu carieră, dar muzica unește suflete, muzica este universală, ne face mai buni și, dacă vreți, îmi place să cred că am asupra lor efectul unui psiholog, îi fac să creadă și să încreadă în ei, pentru că fiecare om are o personalitate, este o entitate bine stabilită și Dumnezeu ne-a trimis pe pământ cu un scop nobil sau nu. Nu sau nu, cu nobil, depinde de noi dacă înțelegem asta. Și copiii sunt cea mai pură formă de existență. Da, Filuța, vorbiți cu așa mare dragoste, se vede și în ochii dumneavoastră și în vorbă și în glas, așa, și în atitudine. Vorbiți cu așa mare dragoste de copii, se vede că faceți din tot sufletul dumneavoastră cu mare drag profesia asta de dascăl. Da, nu îmi place să spun dascăl, încă o dată. Cred trebuie că nici să nu știi. Vi se potrivește dascăl, nu știu cum aș putea să vă încadrez. Mă și trag de șireturi cu ei, mie îmi place, deci cei mici îmi spun filu, ceilalți mă mai spun doamna, dar eu sunt antrenor sau sunt îndrumător, da? Pentru că merg pe ideea, cine a jucat fotbal, numai acela știe să fie antrenor. Nu-i de ajuns să termin o facultate de muzică și imediat să intri și să faci muzică, pentru că nu știi, nu este o nenorocire. Dar ca să înveți ceva prost, este o nenorocire. Și menirea mea pe pământ este să las ceva frumos după mine. Să zică cineva, ăsta a fost om pe lume, cum spune un cântec al meu. Cuvinte foarte frumoase. Aș vrea să-i dai microfonul și colegei tale, da? Bună seara! Bună seara! Cum te cheamă? Măcanu Teodora. Teodora, tu câți ani ai? 12. 12 ani. Și de când cânti muzică populară? De când ești la clasa doamnei Filuța? De un an jumătate. De un an și jumătate. Cum este doamna cu tine?
Cum este filul, cum îi spuneți voi? Nu știu dacă tomnai tu îi spui așa. Este o profesoară foarte bună. Da? O simți așa aproape? Da. De sufletul tău, e ca o mamă. Se vede că are un suflet bun și se vede că vă iubește pe toți așa în măsură egală. Dai voie să desconspir ceva. Când a venit la mine, tocmai avusesem o emisiune la un post de la București și zice, pot să vă întreb ceva? Cum ați ajuns, cum ați fost acolo și cum sunteți aici? Că nu știa cum se întâmplă. Deci cu inocența unui copil, da? Și făcea, mai am o întrebare. Ok, hai Teodora. Și trebuie să știi și să știe telespectatorii că munca mea începe cu a-l face pe copil, a-l dezgheța. Îmi trebuie cam o lună să înțeleagă că este, să-i înlături emoțiile, să înțeleagă că suntem egali, da? Și după aceea încep să lucrez cu ei. Vi se pare greu? Întotdeauna nu mi se pare greu că dacă îți place ceva, faci, dar nu este ușor munca cu oamenii, pentru că nu sunt pietre, nu sunt lemne, nu sunt. Trebuie să ții cont de mentalitatea, de psihicul fiecăruia și de toți vârstă. De vârstă și chiar și cântecele trebuie date. Eu mai țin cont, am început lecția cu harta în mână să înțeleagă ce înseamnă Oltenia. Deci pentru că acum e un amestec de zone și nimeni nu mai știe cine al cui cântec este. Nu mai știm să mai delimităm. Nu mai știm. Și atunci eu vreau să le, în primul rând, merg pe ideea, uite, ăsta e folclorul din zona ta. După aceea poți să cânti orice, pentru că în cântăresc poate cânta orice, dar trebuie să știi că ești oltean din zona Moțăței sau din zona Mischi, de unde e Teodora. Teodora, te rog să dai microfonul colegei. Și pe Teodora o cheamă Teia, mi-a impus de la început, dacă pe tine te cheamă filul, eu sunt Teia. Da. Cum te cheamă, draga mea? Bună seara! Bună seara! Mă cheamă Maria Mihaela Mădălina. Maria, tu câți ani ai? Maria este numele de familie, Mădălina o cheamă. Maria este nume mai puțin obișnuit, e nume de familie. Da, uite, și vine scuze, și vin, nu-i cum, pe mine, cum mă cheamă și pe mine Maria și dintotdeauna am îndrăgit acest nume. Maria, mi se pare ceva aparte. Ți-am zis Maria. Înainte de a spune Mădălina, vine de la Vâlcea. Da, ești o vâlceancă. Tu câți ani ai spus că ai, scuză-mă, nu... 15 ani. 15 ani. Și de când cânti muzică populară? Două luni. De două luni de zile. Te-ai acomodat așa cu doamna? Da, foarte mult. Cred că ai început să îndrăgești muzica populară și pentru că este dumneai profesorul tău, da? Da. Și mai departe avem aici o mică bombonică. Înainte de a spune, este asistenta mea. Pentru că un îndrumător nu poate fără asistent, pentru că poate să mai alunece într-o parte, într-alta, să nu fie atent, dar asistentul este ajutor maxim. Da? Cum te cheamă? Antonia. Antonia. Și tu câți anișori ai, Antonia? 7 ani. 7 ani. Dar de când cânti tu muzică populară? De un an jumate. Vai, de la 5 ani și jumătate tu cânti muzică populară? Da. Nici nu știai bine să vorbești, cred că când te-ai adus mami să faci ore cu doamna și Filuța. Și plângea. Plângea? Deci plângea pentru că într-o împrejurare nefericită a nimerit pe mâna unei colege foarte tinere care înțelegea să urle la copii și, mă rog, să adreseze cuvinte jignitoare, dar nu asta contează, contează că am aplicat următoarea strategie. Antonia, nu vreau să cânți. Am nevoie de un asistent. Și atunci a înțeles, da? Și o cunosc de când avea dinți, pe urmă n-avea și acum din nou are. Draga mea, ia spune, ce-ți place ție așa cel mai mult la doamna ta, la doamna Filuța? Că este bună. Da. Și iubește copiii. Vai, ce frumos ai spus, o iubire reciprocă aici. Și doamna te iubește pe tine și tu iubești pe doamna, da? Uite, da. Antonia... V-a caracterizat. Deci, okay. Ultimul cuvânt, iubește copiii, v-a caracterizat. Iar eu spun așa, este cel mai comod copil posibil. Nimic nu... Deci nu are nevoie, mama, du-mă la cutare. Se descurcă în orice împrejurare. Și s-o vezi cum învață, de exemplu, cum învață pe Mădălina. Ea, asistenta mea, o învață să cânte, pentru că uneori nu mai am și eu voce și zic, cine îl ajută pe cutare să cânte, cânte cu cutare? Ea. Da? Foarte frumos! Draga mea, te felicit, da? Și chiar dacă ai 7 anișori, să-ți dorești să cânti muzică populară, să-ți dorești să duci mai departe tradiția neamului nostru românesc. Da. Da? E un mare talent și chiar va fi
spectatorii știu, telespectatorii știu cine e Luiza Turcu, e câștigătoarea a două cele mai mari premii de la Festivalul Maria Tănase, este eleva mea de când avea 6 ani și o spun, ea este a doua Luiza Turcu, va fi o mare cântăreață. Doamna Filuța, spuneați că este câștigătoarea două premii mai mari. Vă mândriți cu siguranță când vedeți că iasă ceva din mâna dumneavoastră. Ce alți interpreți au mai fost jlefuiți de dumneavoastră și acum sunt stele, așa să zic, în muzica noastră populară? Hai să spun mai cu modestie, nu că jlefuiți. Le-am împărtășit din experiența mea și care mi-au călcat pragul casei. Foarte dragă mi este Marcela Fota, chiar, salutăm. Dacă, chiar dacă are o soră cântăreață, ea era plecată departe. Da. Vă întrerup, okay. Îmi cer scuze, luăm un telefon pentru că ne așteaptă pe fir. Alo, bună seara! Alo, bună seara, doamna Filuța și doamnei moderatoare. Bună seara! Mă numesc Ionescu Claudia, sunt din Craiova și o cunosc pe doamna Filuța de pe timpul când a doua fetiță era în Țara Berzelor și dumneaei era bibliotecară. Mulțumesc, da. Nu știu când au trecut anii ăștia, nu știu câți ani are acum micuța de atunci. 29. Dar știu că dumneai 29, mulți înainte cu sănătate. Era a doua bebelușe, mai era încă una. Mai mare un pic o fetiță. Da. Dar în orice caz știu că dumneai a rămas neschimbată și veneam cu drag cu plasa cu cărți la bibliotecă și o rugam pe dumneai să-mi aleagă cărțile cele mai frumoase, eventual de dragoste, că așa era în tinerețe. Da. Așa trebuie. Și mi-au rămas niște amintiri nemaipomenit de plăcute. O perioadă nu am mai văzut-o, mă și gândeam ce s-a întâmplat cu dumneai și acum mă bucur că am văzut-o pe micul ecran. Cu ocazia asta vreau să-i doresc multă sănătate, viață lungă, să cânte, să ne încânte mult timp, să formeze multe generații de tineri, pentru că folclorul este al nostru, al românilor. Și nu trebuie să ni-l ia nimeni și să ni-l înlocuiască nimeni. E al nostru, e personal. Doamnă, măcar folclorul să mai rămână neschimbat și să... Măcar atât. Pentru că atunci când amăruților ăstora de pensionari le îngheață lacrimile pe obraz, că li se îngheață pensiile, să știți că cu un cântec parcă li se mai dezgheață sufletul. Așa este, stimată doamnă. Noi vă mulțumim tare mult pentru telefonul dumneavoastră. Mulțumim că i-ați adus aminte, doamnei Filuța, de acele vremuri bune. Sunt vremuri și acum, zic eu, bune. Și vă dorim o seară plăcută în continuare. Numai bine. Da, Filuța, spuneați de Marcela Fota, că este una dintre, cum să zic, eleve. Cele... Instruite de dumneavoastră, cu și, sfaturi și cu da. Viață și cu de toate și era la vremea aceea Angelica Bălașa, era Claudia Ghițulescu, este o realizatoare de la Radio Craiova, Maria Rotaru, dar sunt mulți și băieți și alții, dar cu fiecare om cu care am lucrat a trebuit să lucrez. De exemplu, prietena mea, Steliana Sima, are cele mai mari multe șlagere ale mele, scrise de mine. Asta înseamnă să lucrez cu el. Doamna Maria Ciobanu, am lucrat, stăteam câte 3 zile, am lucrat ca să-i explic cum e cântec, că Dumnezeu mi-a dat darul acesta și atunci, din prea plinul sufletului meu, ofer și celorlalți. Foarte bună prietenă, Cristina Turcu Preda, și absolut mulți, 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 dar asta nu o fac ca o laudă, ci ca un fapt existent de
așa, de trecere a mea prin viață, cu folos, și cu drag am oferit și am relații cu toată lumea și pentru oricine nu e ușor să dai sfatul, dar din experiența mea, plăcută sau neplăcută, am împărtășit și altora. Foarte frumos. Eu o să vă invit să ne cântați acum. Antonia și Teodora o să cânte în primul calup împreună cu doamna Filuța. Dragile mele, dacă aveți ceva dedicații să dați. Antonia, o dedicație ai? Îi dedic tatălui meu, care îl salut de acasă, pe bunica mea, străbunica mea, pe bunicii mei, pe doamna de la școală, pe colegi și pe toți cei care ne urmăresc. Bun, te invit să stai acolo, pentru că pentru început o să cânte doamna Filuța primele două piese și Teodora, draga mea, tu ai ceva dedicații de dat? În primul rând aș vrea să îi salut pe toți cei care ne urmăresc acum și să le dedic o seară frumoasă alături de noi. Foarte frumos! Și salut-o pe sora ta! Da. Sora ei este asistent la un cabinet stomatologic și cântă și sora ei, dar pentru că lucrează, nu a putut să vină. Doamna Filuța, dumneavoastră, ceva dedicație aveți? Eu dedic tuturor toată mapa muzicală, dar am un unchi și o mătușă dragi la Brădiceni, Peștișani. Mătușa mea, Rozalia Pârvu, care a făcut un număr de ani și am uitat pentru prima dată când am uitat. Îi doresc viață lungă, la mulți ani. Cei mai dragi unchi ai mei este sora cea mai mică a tatălui meu și o salut pe sora mea Ilona Ciucul de la Țicleni și pe toată lumea. Am aici rude, dar nu vreau să le... Da, vă invit să ne cântați primele două minute, după care vor cânta fetele. Dragii mei, va cânta Filuța Bogdan pentru dumneavoastră. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook, să ne dați acolo distribuire și like emisiunilor noastre. Mă uit lume și mă mir, ce frumos e un trandafir, mă. Când îl bate vântul serii, când îl udă roverii. Of, of, și-atunci zic și mă gândesc, Doamne drag mie să trăiesc, Doamne drag mie să trăiesc. Să iubesc să cânt, mă. Mai fă, Doamne, o minune pentru nei ca pentru mine. Pă-ne pe amândoi copii să luăm dragostea din tâi, mă. Mai lungește-mi, Doamne, ața, că acum e dragă viața. Acum e drag să trăiesc, să cânt, să râd, să iubesc, mă. Să trăiesc, să cânt, să râd, să iubesc, mă.
Raiul meu e pe pământ, raiul meu e pe pământ, măi. Mai fă, Doamne, o minune pentru nei ca pentru mine. Pă-ne pe amândoi copii să luăm dragostea din tâi, măi. Mai lungește-mi, Doamne, ața, că acum e dragă viața. Acum e drag să trăiesc, să cânt, să râd, să iubesc, mă. Hai, băiete, mâna sus, ia-o zuna și s-a dus. Ia-o zuna, ia-o stop, până când în luna nouă. Dragă mei, că nu te face, astăzi zârba care-mi place. La joc să nu te tocmești, eu comand și tu plătești. Dragă mei, că nu te face, astăzi zârba care-mi place. La joc să nu te tocmești, eu comand și tu plătești. Mama, fata asta joacă bine, dar să ține după tine. Nu știe sau nu-și dă seama, că-i bătrână ca și mama. Fata asta joacă rău, lasă-l copăț eu. Tu bați-o pe bumă sa, că m-ar juca și ea. Joacă-nei că nu te face, asta zârba care-mi place. La joc să nu te tocmești, eu comand și tu plătești. Dragă mei, că nu te face, asta zârba care-mi place. La joc să nu te tocmești, eu comand și tu plătești. Juca și e rușine. Uite-i vreun câțiva băieți, sau de parcă ar fi dobleți. Ar vorbi și n-au cu cine, ar juca și e rușine. Joacă, joacă babele, caranța cu nabele. Dacă apucă să se împete, nu le cunoști între fete. Joacă, nei, că nu te face, asta e zârba care-mi place. La joc să nu te tocmești, eu comand și tu plătești. Joacă, nei, că nu te face, asta e zârba care-mi place. La joc să nu te tocmești, eu comand și tu plătești. Suntem ca soră și frate, nimeni nu ne dă.
fiță la bunici în grădiniță. Suntem ca soră și frate, nimenea nu ne desparte. La bunici în grădiniță, suntem ca soră și frate, nimenea nu ne desparte. Un bujoș, o garofiță, la bunici în grădiniță, suntem ca soră și frate, nimenea nu ne desparte. La bunici în grădiniță, suntem ca soră și frate, nimenea nu ne desparte. Un bujoș, o garofiță, la bunici în grădiniță, suntem ca soră și frate, nimenea nu ne desparte. Tare mult, doamna Filuța, mulțumim Antonia, mulțumim Teodora, sunteți minunate. Doamna Filuța, aș vrea să ne vorbiți puțin despre piesele lor. Textele sunt făcute de dumneavoastră? Că știu că dumneavoastră faceți și texte frumoase. Nu toate, sunt și alese, pentru că întâmplător Dumnezeu mi-a dat o memorie, am biblioteca memoriei și a sufletului meu și din generația mea eu... Probabil că mai sunt colegi, dar nu au răbdare să lucreze cu copii. Din generația mea eu știu cântecele frumoase pe toate zonele, pentru că Dumnezeu mi-a dat următorul dar. Când am plecat de la Gorj, că eu sunt de la Gorj, de la Roșia de Amaradia, eu nu cântam, pentru că acolo cânta toată lumea foarte frumos și eu eram un firicel de om și nu cântam. Și mi-a dat oportunitatea ca la Dolj să învăț să cânt și de aceea cunosc toate zonele, subzonele Doljului. Am învățat pe Valea Dunării să cânt și atunci la copii le dau cât posibil să cânte din zona din care vin. Le fac cântecele, e foarte, nu mă plâng, dar e greu să lucrez cu copiii pentru că ei nu știu ce e dragostea, trebuie să cânt despre natură. Și am văzut că ați ales foarte ușor, de exemplu, la Antonia, o piesă pentru vârsta ei, ceea ce contează foarte mult. Iar Teodora a cântat un cântec celebru din repertoriul domnului Mihai Mihalache, cântecele frumoase nu trebuie să moară. Le dau și din repertoriul meu și din al altor colegi. Da. Foarte frumos, Filuța, vă felicit pentru ceea ce faceți. Puțin oameni, aș putea să spun, poate și în branșa asta, sunt și eu la început, nu cunosc chiar atât de bine, dar sunt puțini oameni care, iată, au făcut ceva pentru folclor, au lasă ceva în urma dumnealor și, ba mai mult, se dau așa un pic la o parte, nu știu dacă zic bine, corect. Pentru a lăsa pe cei tineri să poată să pătrundă și ei în lumea asta frumoasă, chiar dacă așa este grea. Să știi că am activat 20 de ani la ansamblu Maria Tănase și am ieșit cu 4 ani înainte pentru că am ieșit la pensie pentru că am fost întotdeauna un artist liber, am vrut să am timp să fac ce fac și m-am dat la o parte. Sunt unii care nu vor, mor acolo pe baricade, m-am dat la o parte pentru că
și la ansamblu Maria Tănase sunt două fete ale mele, Liliana Popa, strălucită voce, Lavinia Bârsoghe, sunt fetele mele, da? Și m-am luptat pentru ele, și ca o mamă. Și ce voci frumoase da. Au, pentru că le-am avut invitate. Da. Și pe Lavinia mi-este atât de dragă și o salut pe da, și nu m-am dat la o parte, dar e firesc să fie așa, este un ciclu al vieții și în sport și în muzică. Din nefericire, astăzi nu se mai ascultă numai muzica ca atare, ci trebuie să reprezinte imagine și muzică, imagine și muzică. Și acum, dacă stai să te gândești, am văzut, nu știu cum să zic ca să nu fiu dură, cântăreți orbi. Bine, e Andreea Bocelli. Cine vrea să vadă, îl ascult, dar nu prea vrei să vezi, nu pentru că nu-i strică el, dar viața trebuie luată cu pozitivism, cântăm, să ne distrăm, da? Și contează și, din nefericire, contează și imaginea, deși n-ar trebui să fie așa. Și atunci, te întreb eu, mă duc la o nuntă eu, așa cum sunt acum, eu zic că nu sunt prea căzută, cum a zis doamna, eu și o tânără, și cu tine, o tânără de 24 de ani, da? Păi cine crezi că trebuie să vadă? Pe tine, de ce? Pentru că generația mea deja e trecută și ascultătorii sunt de vârsta ta. Și nu vor să o vadă pe mamaie, nu vor să o vadă pe bunica, vor să vadă o tânără, da? E firesc să fie așa. Mulți colegi de-ai mei nu gândesc așa, îmi pare rău să o spun, dar am limba ascuțită, eu gândesc așa. Și am foarte mare încredere în generația tânără, de medici, de avocați, de cercetători, de realizatori. Nimeni nu s-a născut învățat și când generațiile se vor schimba, va fi mai bine și pentru noi. Dragii noștri, dacă în România ar fi 15% așa din populație, cum este doamna Filuța Bogdan, probabil și noi tineretul am fi altfel. Doamna Filuța, în afară de muzica populară, în afară de clasa dumneavoastră de muzică populară. Da. Avem și o carte aici, o carte de la Apus la Răsărit, un titlu care spune multe din punctul meu de vedere. Da. Lansată când? Nu e lansată din... E apărută de aproximativ, să spunem, o lună, da? Haideți să luăm microfonul și dacă se deci nu la este cameră. Lansată pentru că n-a fost cazul. Unde să lansez? Există un videoclip de prezentare pe pagina mea oficială, pe YouTube, da? Filuța Bogdan, da? Filuța Bogdan, de la Apus la Răsărit. Și nu este vorba de interpretul Filuța Bogdan, ci e vorba de destinul unui om aflat în degringoladă, da? Filuța Bogdan, în diverse etape ale vârstei și dezvoltării ei, cuprinde și filozofie și dezvoltare personală și până la urmă, cartea vrea să fie un ghid de bine, pozitiv pentru oamenii și mai ales pentru femeile care la un moment dat cred că viața s-a terminat pentru ele. Întotdeauna poți să te ridici și să o iei de la capăt. De aia spune de la apus, da? Într-o viață a mea sau a altora, fiecare a trecut cumva pe marginea prăpastiei și atunci de aceea sunt și foarte pozitivă, viața este foarte frumoasă și totul se poate lua de la capăt, da? Doamna Filuța, sunteți atâta, mă uimiți, sincer vă spun, sunteți atâta de deschisă, deși aveți experiență în spate, se spune că atunci cu trecerea anilor nu mai ești atât de deschis, devii cu experiența, ni se pare nouă tineretul că cei mai în vârstă decât noi sunt altfel, văd altfel lucrurile, sunt în perioada aceea, spunem noi, da. Eu sunt un spirit tânăr și susțin. Ceaușescu în perioada aia, dumneavoastră sunteți chiar aproape de sufletul meu, deși am 29 așa de ani, mulțumesc. Sunteți foarte deschisă și se poate discuta cu dumneavoastră și vedeți lucrurile cum sunt azi. Deci nu trăiți în trecut că așa ați făcut și așa trebuie. Nu. Nimeni nu are dreptul să impună cuiva pe vremea mea. Au fost alte timpuri. Această perioadă nefastă cu COVID-ul, după părerea mea, eu când am intrat în această perioadă, am meditat o lună. Am stat singură cu mine, da? Și am zis așa, trebuie să devin mai bună. Și mă întreba o mămică, păi cât de bună pot să... Da, sunt în competiție cu mine. Vreau să devin omul cel mai bun care poate fi. Și dacă această perioadă este o încercare pentru întreaga umanitate, dacă nici acum n-am înțeles nimic și să știi că este... Nu o spun de la mine, citesc mari filozofi, citesc mari metafizicieni și toate... altele, deci nimic nu e fără Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dat această perioadă să ne întoarcem la origini, să devenim buni, înțelepți și oricum va fi o perioadă de
selecție, da? De selecție, degeaba ne-e frică de că murim. Dacă ne-e scris să murim, murim, că așa vrea Dumnezeu. Și este o perioadă de selecție să devenim mai buni. Da? Dar dumneavoastră ce credeți? Tot mai spuneați, dacă nici acum n-am înțeles absolut nimic din ceea ce ni se întâmplă și nu am devenit mai buni. Credeți că s-au schimbat? Credeți oamenii că s-au schimbat? Suntem diferiți față de cum eram înainte? Suntem așa mai trebuie, buni? Așa ar trebui. Nu. Din ce ați mai socializat? Cei care au înțeles, cu prieteni, cu... Cei care au înțeles, ei sunt cei care vor rămâne. Îți dau un simplu exemplu. Sunt oameni de afaceri care au devenit egali cu oamenii care nu au bani. Pentru că nu mai merge în față. Înțelege odată că toți suntem egali, indiferent de averi și de toate. Eu vreau să spun așa, că cei care n-au înțeles, e treaba lor, așa vor pieri, cu semnul întrebării ăsta. E bine ce am făcut. Cei care au înțeles vor supraviețui. Și spun aici, nu spun de la mine, spun de la înțelepții lumii, în lupta aceasta este lupta binele cu răul, da? Când răul nu e ușor să învingi, când binele va învinge, urmează o perioadă de 100 de ani de pace. Așa spun mari prezicători ai lumii, da? Ce cred? Cei care au înțeles vor deveni buni. De exemplu, e greu, n-ai bani, dar eu că am alergat toată viața după bani, nu mi se pare ceva. Cei care au venit așa de sus cu banii, nu înțeleg. Anumite lucruri. Nu înțeleg poziția lor, practic. Nu înțeleg. Și în viață totul e o alegere. Alegem sufletul, trăirea, viața sau banii. Depinde ce alegem. Și sigur se va schimba după. Deci ne-a fost dată aceasta, pentru că una e să treacă o țară, două, trei, printr-o greutate și sar celelalte și ajută. Acum n-a fost nimic de făcut, doar Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu, absolut. Și nu sunt o religioasă, nu prea mă duc la biserică, îmi cer scuze, dar sunt cu Dumnezeu în suflet tot timpul. Asta este. Asta contează cel mai mult. Contează foarte mult, da. Cum ați lucrat cu fetele în perioada aceea dificilă? Cum am lucrat? La început am stat cu minte în banca mea, pentru că am zis, nu, să știți că am făcut și COVID-ul, am făcut și vaccinul și de toate, da? Am stat cu minte în banca mea și să nu-mi dă dreptul nimeni pe fete să le, da? Cu minte. Și a început, prima a început Antonia, să-mi trimită desene că e dor de mine. Nu se poate, iubita, stai acolo. Am lucrat prin WhatsApp, nu prin Zoom, pentru că prin WhatsApp i-am încurajat, mi-am sunat colegii doar să-i întreb ce fac, am încurajat oameni să coase lucruri pe care nu le-au mai făcut, hai rețete de bucătărie, nu sunt o gospodină, dar și încet, încet am mai adus pe acasă câte unul, după care am avut o provocare, școala noastră a fost în reparație și pe constructor nu-i scos cu una, cu două din casă. Așa, da? Este. Și a durat mult și atunci ne-am dus la restaurante, la prieteni. La restaurant trebuia să fim mai pe șestache, așa, să nu să prindă poliția. Și am lucrat tot așa, am lucrat datorită lor. Ei m-au determinat. Doamna, când facem? Ce facem? Haideți pe grup. Le era dor. Și una dintre calitățile sau, dacă vrei, o proprietate pe care le-am impus-o. Eu sunt un lider și liderul execută. Și ce execut? Eu fac și ei. Nu sunt șef, sunt lider, da? Se iubesc necondiționat, nu se dușmănesc, schimbă costumele între ei, își pun sora mea. De-abia se așteaptă să-mi facă surprize și sunt experți, surprize plăcute. La petreceri, la orice, suntem un colectiv minunat. Foarte frumos, da. Anfiluța, vă felicit din tot sufletul meu. Vă invit să ne mai și cântați, o să ne cântați dumneavoastră trei piese, după care va cânta Antonia. Dragii noștri, urmăriți-ne, o să luăm o scurtă pauză de publicitate după ce ne cântă doamna Filuța și revenim în partea a doua a emisiunii. Oh,
dat, nimeni nu s-a născut învățat. TV.